Slăviți să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului pentru harul care îl avem în această zi de Paște să fim împreună în casa Lui. De când sunt în Spania, adică de ieri, am simțit din partea Domnului o povară pe inimă. Și vreau să te spun. Cu 20 de ani în urmă, am locuit în Statele Unite. Și vă spun cu durere, am văzut foarte mulți români pierzându-și copiii de lângă Domnul. Mi-amintesc de un filozof creștin, de un teolog, spunem noi, care spunea, evangelizați, evangelizați, evangelizați. Și pe urmă, dacă este nevoie, mai folosiți și cuvinte. Adică cu fapta. Vă rog frumos, nu vă lăsați furați de muncă, de societate, de anturaj, de școală și să lăsați pe Domnul pe locul doi. Fiindcă doare tare mai târziu. Dar totuși, durerea nu e așa de mare când se pierde. Cât de mare bucuria când se întoarce. Dacă cumva s-au pierdut, rugați-vă pentru ei. Fiindcă Domnul iubește și îi așteaptă. Domnul Iisus spunea, nu este dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Și prietenii mei sunteți voi, a spus el. Înainte de a merge la cruce, în Ioan. Și ne-a dovedit că ne-a iubit. Mă gândeam, Doamne, ce pot să fac pentru Tine că m-ai iubit așa de mult? N-am ce-ți da decât viața mea. Vreau să recit o poezie în seara asta. Am pregătit o poezie lungă, de Paște. Dar să spun una foarte scurtă, că timpul e foarte înainte. Ce-ți voi spune, oare ție? Dulce pe iubitul meu, când odată o să fie să fim numai tu și eu. Care oare ar fi cuvântul ce-am să-l pot rosti uimit, cuprinzând tot simțământul ce trăind, ce l-am simțit? Cum o să-mi înalți spre tine de al porții slavei prag, ochii înșiroind în lacrimi, cu sfială, ori cu drag, cum o să răspund privirii care îmi va pătrunde tot? Am să pot crei vreo vorbă? Sau niciuna n-am să pot? Ce nu să pot să spun privindu-ți semnul ranelor arzând? Oare am să le văd și acele de la mine? Oare când? Oare n-ai să-mi cer talanții care mi-ai dat și nu-s? Oare n-ai să întreb de rodul care trebuia adus? Fi vor oare îndreptățire? Fi vor dezvinovățiri? Sau ce am să-ți aflu, Doamne, într-o clipă din priviri? Doamne, toată îndreptățirea de vreun grai aș mai avea, cred că aș spune atunci numai. Te-am iubit și voi tăcea. Amin.